Aici, în stânga bisericii, avem 13 candidați pentru botez și aș vrea să vă spun, aceștia sunt rezultatul rugăciunilor și a Duhului Sfânt. Și haideți să spunem cu toții un amin, pentru că credem că Duhul Sfânt și rugăciunile au adus acest rezultat. Nu eu, nu fratele Duba, nu fratele Ionel, niciunul dintre noi, ci rugăciunile care s-au adus înaintea lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt care a lucrat la inimile lor. Am dorit să le mânăm dovada de botez, un certificat de botez care le va fi ca și o adeverință, ca și o mărturie, o hârtie, zicem noi, ceea ce se face este doar scris și ceea ce rămâne în cer și pentru martorii oculari care se văd aici pe pământ, în biserică și acolo la apă, și cei care nu se văd și sunt acolo sus în cer, este Dumnezeu și cetele de îngeri care în această zi minunată se bucură de acest rezultat minunat, dragii mei, frați și surori. Aș dori să rămânez aceste certificate, mă bucur și vreau să spun, am doi fii aici în mijlocul acestor candidați. Este o mare bucurie pentru mine, ca și tată, ca și preot al casei și ca și frate al lor de aici încolo. Chiar că sunt copiii mei. Zic că Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Amin. Haideți să spunem cu toții un amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Vorbiți prea mult unul altul, vă rog să dați în picioare. De voi care rămâneți pe aici, pe jos, când noi plecăm. Mai va fi de voi. E cineva aici care vrea să fie mântuit, să vină aici în față. Doamne, milă! E să fie o bucurie, să fie bine. Poate dorește cineva să intre în familia lui Iisus. Să înainteze așa încet, încet așa. Mai bătrânește. Vreau să mulțumim Domnului pentru